Așa urma să arate petrecerea de pe un iaht de lux, organizată de o firmă pe Facebook, care a pus în vânzare sute de bilete la 300 de lei bucata. Tinerii erau țintele principale și tinerii chiar au căzut în plasă. Pe data de 30 iunie am văzut anunțul pe Facebook, un eveniment, pe Big Boat Party. Am vorbit cu prietenii mei, am hotărât să luăm bilete, deci 10 bilete am cumpărat de la ei, fiecare bilet costând 300 de roni. Banii s-au plătit prin bancă, prin transfer, în momentul când curierul le-a predat personal biletele. Conturile organizatorului s-au umplut cu bani de la români din toată țara care visau nopți fierbinți ca în Ibița. Evenimentul se ținea de pe 2 august până pe 12 august. Și noi am hotărât să mergem în prima zi, pe 2 august. Iar pe 1 august am văzut anunțul pe Facebook că acest eveniment a fost anulat. Apoi am dat telefon la numărul care era afișat pe Facebook și nu ne-a răspuns nimeni. Însă de vineri 28 iulie, organizatorul nu a mai răspuns la niciun telefon, e-mail sau SMS. A trimis însă un e-mail tuturor plătitorilor de bilet că petrecerea pe iaht nu va mai avea loc. Prietenii de familie ai tatălui meu și-au luat bilete și au venit, nu era absolut niciun iaht. Chiar au căutat, au așteptat, nu a venit nimeni. Nu a avut loc nicio petrecere. Au rămas uimiți și de fapt a fost o mare țeapă. Adică nu a avut, a fost înșelătorie mai mult. Au zis că ceva s-a întâmplat cu nava respectivă care trebuia să intre în port, dar nu avem detalii exacte ce s-a întâmplat cu nava. Apoi am început, deci greșeala noastră a fost că de la început nu ne-am interesat despre navă, despre această firmă. Asta a fost greșeala noastră, plus a sutelor de persoane care au mai cumpărat bilete. Evenimentul a avut și un website special creat de firma organizatoare, ba chiar și o adresă și un număr de telefon. Adresa era în Cluj, pe strada Mehedinți, numărul 82, dar era falsă. La adresa pe care o furnizau cei care răspundeau la numărul afișat pe site se află un service auto. În prezent, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, există 3 sesizări a 2 persoane de sex masculin și una de sex feminin, care ne-au precizat faptul că ar fi fost puse, să spun așa, pe drumuri de un, așa zis, organizator de excursii pe Marea Neagră. În prezent, polițiștii constanțeni efectuează cercetări. Daniel Chirică este organizatorul, acesta fiind cunoscut dintr-un scandal anterior de escrocherie de evenimente. Anul trecut a fugit cu banii de bilete pentru concertul J Balvin, care ar fi trebuit să se țină la Iași.